Temperaturile foarte ridicate din ultimele zile pot afecta grav funcționarea organismului, având efecte negative atât asupra sănătății fizice, cât și asupra celei psihice. Efectele caniculei asupra sănătății variază de la om la om și depinde starea generală a sănătății, greutatea corporală, vârstă, boli cronice. Este bine să știm să ne protejăm pe cât posibil de efectele negative ale căldurii pe timpul verii, atunci când meteorologii anunță caniculă, iar în ajutorul nostru vine medicul Mihaela Bejinariu, care ne va expune câteva dintre măsurile pe care fiecare dintre noi ar trebui să le ia pentru a supraviețui căldurii excesive. Odată cu venirea caniculei, caniculă care este anunțată în mod constant de toate posturile de televiziune și informația ajunge la populație, recomandăm ca oamenii să aibă grijă referitor la expunerea la căldură și la soare. Este bine cei vârstnici să-și rezolve problemele cotidiene care întotdeauna apar, știți, prevăzut sau neprevăzut, dar este bine să le rezolve în cursul dimineții, când este mai răcoare afară. Să aibă, dacă depășesc ora dimineții, după ora 10, să aibă acoperit capul cu o pălăriuță de culoare deschisă, să se hidrateze adecvat, cel puțin 2 litri de lichid pe zi și să nu uite niciunul dintre pacienții bolnavi care ies pe stradă să-și administreze medicamente, atât pentru cei cardiaci, care e bine să plece cu medicamentele luate de acasă, cât și pentru cei care suferă de o altă patologie. Pe vremurile călduroase este bine pentru toți să ne hidratăm. Hidratarea înseamnă, în raport cu modul cum transpiră oamenii, 2 litri zilnic necesar funcțiilor renale, plus cei care transpiră mai mult își administrează o cantitate mai mare de apă. Copiii mici să nu fie expuși la soare. Dacă dorim să îi ținem afară, trebuie să le acoperim totuși corpușorul pentru a nu fi prins de soare, în special în orele dintre 11 și 14 după amiază. Totodată, recomandăm călduros să se stea la umbră în perioada în care soarele bate pe cer mai strălucitor decât în restul zilei, deci e bine să stați la umbră, iar în momentul în care aveți de-a face cu încăperi călduroase și nu vă ajută deloc deschiderea geamului, să nu folosim în exces aerul condiționat, pentru că și el uneori face rău organismului dacă temperatura diferă foarte mult față de temperatura mediului ambient. Cu alte cuvinte, aveți grijă, nu vă expuneți la soare, nu stați în încăperi foarte călduroase, hidratați-vă cum trebuie, luați-vă medicamentele care le aveți pentru bolile dumneavoastră zi de zi, așa cum sunt recomandate de medici, o dietă bogată în vitamine, deci în fructe, și feriți-vă de o expunere la soare în timpul amiezii.